Da, cafeaua de după, iulie 16, 2024. Mă gândeam să vă încep această cafea ca și Radu Banciu, care mai nou am văzut că citește știrile de pe telefon. Dar noi încă suntem tineri, avem ideile în minte, așa că vă dau bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. altul, nu simt când stau în fund pe scaun. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după, acest tufiș protejăm natura, protejăm patria. <laughs> nu știu ce să fac. Să râd sau să plâng. Că e gata postul. Mă, Vlad, mă, mă, Mărie. La mulți Mărie, cozin de întârziere. Te-ai sărbătorit ieri, frumoasă femeie româncă. Măr, ie. Ce poate să sune mai frumos? Măr, de plinătatea formei fructului și ie. Hai că nu dau un aur. La mulți ani cu o explozie întârziată. La mulți ani cu o explozie întârziată, dar nu știu ce să fac, să râd sau să plâng. Că de-acum iar încep nunțile, botezurile, cu metrile, tarala, tarala. Mă rog, lăutarii, maneliști. Aia n-au post. Românul n-are post. N-are poz Românul când simte că se distrează, se distrează. Pune friptanele pe grătar și manelele la maxim. Că țancă uraganul o câștigat. Acum am post într-o seară de cântat efectiv o masă de bani. Bine, nu rotundă, pătrată. Am văzut, ați văzut pe TikTok, țancă uraganul, o masă plină cu bani, o câștigat el. Deci nu mai unitatea de măsură la bani. Teancu, fișicu, pormoneu, contu, cardu, saci de bani, cum zicea când vaguță. Cât ai făcut, mă? O masă de bani? Aia ai, Asta merge la mase. Masele iubesc banii. Dar să nu ne acrim. Bai mie cu bendea. Când aveți timp, donați acolo o cafea, că mai avem de pus pe studio câte ceva. Să nu ne acrim, că ce cu vârsta devii mai acru. De aia specialiștii, mari uh, experți, șamanii sănătății ne spun că e bine să consumăm după o vârstă apă alcalină. Că devenim acri pe interior, că l are mai mult, că l-au făcut mai mult. Că... Să fim dulci, să fim dulci. Ca o apă alcalină e privirea ta de zână. Deci să bem apă alcalină, să nu fim acri. Iohannis ar avea nevoie de o vadră ca să nu mai devină așa acru. Oricum, acru rămâne el în alea șase case. Începe bacalaureatul de luni, succes celor peste 20.000 de, oameni de tineri sau mai puțin tineri care s-au reînscris la examenul maturității. Peste 10 zile o să aflăm că 20 ceva de mii de români iară pleacă din țară. Cașai Ca românul. Da, 16 iulie, ziua internațională a spunerii de bancuri. Vă aștept în comentarii, atât pe Facebook, cât și pe YouTube. Pe YouTube știu că scrieți cu cratima. Să scrieți voi bancul care vă place. Eu nu știu, bancuri eu prezint numai realități. De exemplu, domnul Emil Boc la anul se să inaugureze bazinul de natație David Popovici. Ce ăsta e banc? o glumă electorală, bă, eu nu înțeleg. De obicei, campania electorală ține o lună, acela la Cluj ține un mandat, bă. Dar chiar le-au făcut pătăți, au făcut metro, au făcut tren, au făcut spital regional, bine, acolo cu Hinuso. Acum face bazin de natație. Ce ne-ar mai lipsi în Cluj? A, al primar, nu, asta. Ci că funar candidează iară de președinte. No, astăzi bancuri faine. Funar candidează o la 0,47% acum 10 ani când o candidat și acum se fac sondaje la ăștia la naționaliști, la suveraniști, pe cine să-l propună. No, pe dacă îi lucesc cu antrenor la națională, n-ar fi bine să vină și ghiță funar antrenor la naționala țării, la țara națională, la știți voi. Weekend plăcut și aveți grijă cât puneți în plic la nunți. Să mai rămână să practic să vă mai rămână să puneți pe persoană fizică câte o cafea pe buymeacoffee.com de deci cu bendea. Că dacă nu trebuie să aștept să beau de aici, de la tufa asta, o apă alcalină. Și citim bancurile episodul următor. Bancurile cele mai bune le citim în toamnă, când situația nu va mai fi de râs. Acum e vacanță. Ne distrăm.